Nefericitul eveniment s-a petrecut la intrare în Popești, din comuna Prahoveană Podenii Noi. Cele trei fetițe de 11 ani, colege de clasă, se întorceau de la școală din satul învecinat Valea Dulce. La un moment dat, pentru că în zonă nu era trotuar, iar ele circulau pe partea carosabilă, au fost lovite în plin de un autoturism condus de un tânăr de 36 de ani. Acesta l-ar fi povestit oamenilor legii că ar fi adormit la volan. La fața locului au ajuns de urgență două auto speciale între care una de terapie intensivă, mobilă și o ambulanță de la SAJ Prahova. Potrivi medicilor, în momentul în care le-au văzut pe minore, acestea erau conștiente. Au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar mai apoi au fost transportate la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Ploiești. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, dar rezultatul a fost negativ. În cauză s-a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.